Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Eu sunt Mihai Ghiță. Iată pentru început titlurile. Asta e România. Pe cine să aleg, măi, tată, vă mâncați ai frătut? Pe cine? Îmi plac cu sticluța, cu ulei, cu găletușa de plastic. Cum e anul ăsta cu atâtea alegeri? Că și cu oia, și parlament. Toate alea e o grămădeală, dar n-am văzut. Europarlamentari, știți pentru ce votăm? Ce fac ei în Parlamentul European? Nu știu mai. Astea nu le știu. Pleacă ai noștri, vin ai noștri. Noi mergem tot la fel. Mergem înainte așa. Ne-am învățat să tăcem. De asta zic, nici nu știi dacă mai merită să votezi, că de fapt tu votezi și iese cine e programat să iasă. Bate vânt electoral pe ulițele patriei. În funcție de ce alegeți pe cine votați? În funcție de doamna primar, care ne-a ajutat mult. Pe cine să votăm? Votăm tu, păi nu știi. Eu cu cine votez? Îi votez pe toți, dar nu știu care candidează. Păi bine, murea mie și rămânea ea. Mami era acolo lângă mine că nu dea copiii de mine. Uite, iubesc. Și mi-e dor de tine. Când mama se duce, lumea copiilor se sfârșește. Au fost bani care n-au avut nici bani de pâine, să cumpărăm pâine. Deci v-au și-am luat pâine de la magazin pe datorie, că n-au avut bani. Foarte greu. Eu spăl, eu fac mâncare, eu fac toate alea, eu. Îndoliate și prizoniere în sărăcie, două copile plâng pe umărul tatălui. Cu mami era foarte bine. Și după ce a murit mami, a fost foarte greu. I can select these types of grass because these types of grass is not good with this mazăre. Au venit din Nepal ca să se facă țărani de Buzău. Toată lumea cam fuge de țară, de ideea de muncă. De aceea ne-am adus și forță de muncă din afara țării. Românul nostru nu prea mai muncește în fermă. Pe 9 iunie, România, cu mic, cu mare, este chemată din nou la vot. Facem casting pentru primari și ne alegem în simultan și oamenii care să vorbească pentru noi în Europa. Și dacă politicienii și-au făcut deja jocurile, pe ulițele patriei alegerile se dezbat, la birt sau pe la porți. Între două beri și două stape, omul de rând încă se întreabă confuzat, eu cu cine votez? Pe cine să aleg, măi, tată, mă, mâncați ai frătut? Pe cine? Eu cu cine votez? Îmi plac cu sticluța, cu ulei, cu găletușa de plastic. Cum e anul ăsta cu atâtea alegeri? Că și cu oia, și parlament. Toate alea e o grămădeală, dar n-am văzut. Europarlamentari, știți pentru ce votăm? Ce fac ei în Parlamentul European? Nu știu mai. Astea nu le știu. Primărița asta, ce-a votat? Toți când ajung sus, uită de unde au plecat. Știm cum sunt Tusa și Junghiul, de ce să încercăm medicamentul? Bate vânt electoral prin a noastră patrie. E momentul ca ai noștri aleși să se ridice din fotoliile pufoase și să iasă din nou în fața poporului, să-l privească în ochi pe omul de rând și să-i ceară încrederea. În funcție de ce alegeți pe cine votați? În funcție de doamna primar, care ne-a ajutat mult. Pe cine să votăm? Votăm tu, păi nu știi. Eu cu cine votez? Eu cu cine votez? E veșnica întrebare pe care ne-o punem din 4 în 4 ani. Care e mai bun? Care promite mai multe? Care a furat, dar a și făcut? A făcut ceva. Chiar dacă o fi luat și eu zic, pă, vorbe bune, să știți că nu mă feresc și lui ești până în față. Bă, dacă ai luat și tu ai luat. Dar bine că ai făcut totuși ceva și pentru ceilalți.
că sunt unii care bagă mâna până la umăr. Bagă și tu două degete acolo. Unghie. La țară, politica se face pe uliță, la câmp sau la cârciuma din sat. Aici sunt scanați aleșii, discutați și caracterizați. Concluzia e mereu aceeași. Sunt toți la fel, făcuți de aceeași mamă, invizibil pentru omul de rând, pentru care votul nu face cât o ceapă degerată. Ce alegeri avem anul ăsta? Prezidențiale, locale, toate. Pentru Europa, Bruxelles, europarlamentare, spuneți. Parlamentare. Spuneți-mi un europarlamentar în care aveți încredere. Nu avem cu cine, nu avem. Toți care merg acolo merg pentru ciolanul. Pentru ciolanul lor, măcarlea și sufletul, că ne-a cam dus de râpă. De bunătatea lui și ce face, vă știți că nu e mult. Nu a făcut nimic de bun. A făcut? Lasă-vă că am mâncat cu ciobolanii, a intrat în... Lasă-vă ciobolanii, primul ministru de sănătate cu balonii a fost în casă. Te mănâncă și poate ești ciobolanii, dacă nu ești în țară. Ce? Dacă e primul... Și asta, primărița asta... Ce-a votat? E al treilea mandat. Suntem într-unul din satele din Teleorman, unde sărăcia și-a făcut de 30 de ani culcuș. An de zile, găleata și uleiul au asigurat pe aici un vot în plus, recunosc oamenii care și-au pierdut speranța. Găleți, era short, era șepci, era cu tare, era... Cum era? Povestiți-ne. Păi cum să fie? Dădea și care vrea îl vota, care nu-l vota, dar le lua. Le lua. Și bere, și cu tare, și... Cine dădea așa? Deci ca haine, ce de ce haine? Haine dădea bluze de alea cu părămânică, fără alea, alea bluze. Deci și șepci și găleți. Și ce făceau gălețile alea? Le folosea la apă astea până se spărgeau, că era de plastic. Se spărgeau. Nu durau 4 ani cât mandatul. Nu dura și normal că nu dura, că se spărgeau. Și ce mâncare dau? Alții dădea, alții nu dădea. Și ce dădeau? De băut, de mâncat? Câte un mic, câte o bere. Unul? Am zis unul de dat, doi, trei mici, mai mult nu. Nu mai mult? Nu mai mult, nu. Ăstea suntem, la noi, la ăstea, la 80 ceva de ani, nu mai e speranță. Asta e. Vie de trei, adică pentru mine mai o fi un an, cum va fi o lună, cum va fi două luni. E pe capa de uite ăștia, de tineretul ăsta. De nepoți, de vecini, de nepoți, bine. Ăștia-i păcat. Eu cum am zis ăla, mi-am trecut traiul și mă laiu. E o dramă asta că avem electorat mai degrabă îmbătrânit, care se duce mult mai serios la vot decât tineretul. Și e o dramă că în România oamenii nu îmbătrânesc întotdeauna înțelept. Îmbătrânesc nostalgic, îmbătrânesc trist, îmbătrânesc săraci. Îmbătrânesc o bătrână, care o fi mai bun. Cine e mai bun? Dacă este cineva o găleată. A venit vreun primar, vreun politician, ca să zică, domne, votează-mă pe mine, ia găleata asta, ia... Se dădeau atenții. Avem, da. Cu ce veneau politicienii? Cu găleți, ne mai și alimente și astea, da. Deci ne mai dă. Haine. Și de alea, da. Și ce vă cereau în schimb? Să votăm. Votează-mă pe mine. Păi și ce făceați? Luați alimentele respective, luați hainele și votați? Da. Dar votați politicianul respectiv care vă oferea acele alimente? Da. Mergeam cu el. Da, deci nu făceam că... Și practic, dumneavoastră vă dați votul pe niște alimente care vă ajungeau câteva zile. Ei, câteodată mai votam și pe X. Ne făceam, da, te votăm pe tine, lasă că... Adică spuneați că aici făceați ca dumneavoastră. Da. Eu aș vota cu Adrian Păbunescu. Ce să facem acum? Să facem miracole, să ne ducem înapoi? Păi, îl facem. Pentru cine? Deci, cu cine? Votați cu Adrian Păbunescu? Da. Cu altcineva? Președinte să fie. Președinte să fie. Să-l așteptăm de pe lumea aia la altă.
Pe cine? Pe cine? Pe cine să aleg, măi, tată, mă? Eu cu cine votez? Eu cu mine. Eu cu mine. Pe cine, mama lor, că ne-a pus pe brânci? Asta e întrebarea zilei. Eu cu cine votez? Păi la cine ai pus pe listă? Mulți. Uite, eu votez cu primarul nostru de acum. Și la președinție? La președinție? Dacă ar învia tata pe el, l-aș pune. Oamenii știu că găleata aia cu zahăr, cu ulei, ține o săptămână, două, în vreme ce mandatul are 4 ani, iar ăla pe care îl propulsează contra unei mici atenții, are timp să scoată mult ulei din bidoanele statului. Dar problema nu e că oamenii nu înțeleg, problema este că oamenii nu realizează că statul, banii ăia pe care primarul îi sifonează, sunt tot ai lor. Că dacă ar înțelege, s-ar enerva poate mai tare. Dar ei s-au obișnuit de atâta vreme să consideră că statul e o entitate distinctă de ei, că statul e altceva, sunt unii sus sau poate unii departe sau unii care nu ne vor neapărat binele, iar banii statului sunt ai statului de undeva, din cer pică. Între timp, politicienii au mai schimbat politica și gălețile de partid, dar apucăturile le-au rămas la fel. Umbla cu sticluța, cu ulei, cu găletușa de plastic. Dar oare ce era mintea oamenilor de atunci? Vă dați seama cât de mult i-am chinuit pe oamenii ăștia, de i-am mutilat pur și simplu. Te gândești, domne, pentru o sticlă de ulei, pentru 100 de lei, să spunem, sau pentru niște mici, tu să amanetezi viitorul unei localități pe ani întregi. Gândește cineva așa? Adică nu mai merită, nu merită așa. Nu merită asta, nu merită. Dar cum reușeau să-i păcălească? Cum? Și reușesc în continuare. Și dacă nu, acum sunt pe nepotisme. Asta e. Adică? Adică vin alegerile acum. Vine nepotul de la Târgu Mureș și își face flotant. Vine altul de nu știu unde își face flotant ca să-l voteze pe unchiul Vasile. Se fac de-ai locului, gata. Da, de când da, pentru o perioadă, nu știu cât, o lună, trei, nu știu. De când se știe în democrație, fie că e chemat să-și aleagă primarul, președintele sau parlamentarul, românul sărac așteaptă o recompensă. Pe spatele lui s-au cocoțat mulți și au ajuns alții să ocupe funcții pe viață, s-au cimentat în fotoriile calde și au asigurat un trai bun urmașilor urmașilor lor. Cu cine votăm la parlamentarele astea? Nu ne-am hotărât încă. Care mai e bun? Care e mai rău? Nu am încredere în niciunul. Unul trebuie să fie. Când ajung sus, uite de unde au plecat. Chiar toți așa? Eu așa cred. Sau cel puțin din cei care au fost până acum, așa s-a întâmplat. Nu există vreo excepție, unul care s-a făcut ceva bun? Răul a fost și vine binele peste noi. Era să zic ce vine. Ce vine? Trebuie să vin. Binele, da. Nu-ți mai zic nimic. Pe cine mai votăm? Pe nimeni. Politicienii fură de la ăla sărac. Cum era Robin Hood? Fura de la bogat și de la sărac. Robin Hood a fost un băiat deștept. Da. Acum e invers, nu? Da, acum e invers, da. Tu, eu cu cine cu votez? Cu cine votez, mamă, ta? Hai? Dă prezidențial, dar eu nu știu pe coadă prezidențial. Mă, tale, știi cine era prezidențial? Nu știu, nici eu nu știu. Nu știu, prezidențial. Adică pe țară, pe toată România, președinte? Bă, pe toată România, pe... De aia că mai, dacă era mai bună să pe Băsescu, votam. Să fie unul capabil pe România să știe să conducă, nu, decât să știe să se ia pe un fotoliu și să ia banii. Și atâta. Să știe, bă, că e șeful ăla, e vorba la patronul, la toată România este, la toate județele, la toate alea este patronul, e la tot este. Nu decât să aibă nevoie de... Am nevoie decât de casa mea, sau vecinii poate să ia foc sau să-i moară capra lui, că eu am nevoie de casa mea. Păi mă, nevoie, mai uite-ți pe la pâncuț de acum ne-a casa la copoate, da. Sigur. Păi așa cum e, când se vede politician român cu saci în căruță, da, are vedere, da, pa. Da, da. Păi dacă câștigă, nu-l mai dă cu una cu două afară pe scaunul ăla acolo, sau acolo rămâne. Care sunt primele alegeri? Primele alegeri nu este acum cu primarii comunii? Da. Da. După aia? După aia cu primarul al capitalii. Mai e? Același timp, până același timp. Da, același timp. Ai văzut la parlament că unul a dormit cu mâna pe falcă? Nu prea le-am eu, nu prea-i cunosc eu cum îi cheamă. Le pasă celor mai mari de la București de noi?
ăștia din țară? Eu știu, mă, domnul Șem, nu știu. Care e politicianul la bun pe care să-l votezi? Ce calități trebuie să aibă el? Băi, calități... Care ține cu țara. Băi, asta, bă... Nu ține niciunul. E tot pe interesul lui. Calități au toți. Cum se așteaptă, așa se curcă. Calități au toți. Dacă nu le-a produs, nu le-a practicat, nu e bun. Nu știe, nu știe școala lumii. Ei sunt buni ca pregătire, ca studii, pregătire. Dar n-are școala lumii. Școala lumii ce înseamnă? Să aibă de a face cu populația. Sunt patru rânduri de alegeri și mulți dintre români nu știu care sunt primele, localele, parlamentarele, europarlamentarele sau prezidențialele. Dar știți că votăm pentru primar, președinte, așa, europarlamentar și parlamentar. Da, îi votez pe toți, dar nu știu care candidează. Cum ar trebui să fie un primar bun să-l votați? Ce calități trebuie să aibă? Toate cum a fost doamna primar până acum, toate să le aibă cum le-a avut doamna primar. Și defecte, ce defecte acceptăm așa? Nu știu. Președintele cum trebuie să fie ca să-l votați? Să ne ajute și pe noi, uite ăștia bolnavi din bătrânii, să ne ajute și pe noi cu o pensie mai mare. Așa, deci îl votați pe ăla care știți că vă ajută. Da. Și cum vă dați seama cine e candidatul potrivit? Păi da, nu știu cine candidează. Păi da, eu ce să vă zic dacă nu știu... acolo și ce găsiți pe buletin, vă hotărâți în secția de votare? Sau da. Sau faceți? Nu, că vine acasă. Că eu nu pot să mă duc. Am înțeles. A, vine cu urna la dumneavoastră, urna și mobilă. Da. Vă consultați cu vecinii, cu familia, cum? Nu, eu stau cu mama. Și mama are 86 de ani. Nu, să vă trăiați. Dumneavoastră câți ani aveți? 66. Sănătate multă. Mulțumesc. Alții nu știu nici dacă mai merită să se urnească și acum către urne, după 4 ani de dezamăgiri. Și așa, și așa a fost. Și mai bine și mai rău, dar mai mult mai rău. Așa, ca să... Așa că ăstea, astea, altceva, așa nu pot să spun. Ce promisiuni au fost încălcate? Multe și multe. Uite, vedeți ce e pe șanțul ăla? Făcut ea cu câteva luni de zile. Uh-huh. Ia uite mizerie ce este. Gropi, trece unul cu tractorul ăla care se răstoarnă în șanț. N-a stupat nici primarul, că primarul e care trebuie să dirigeze. Păi cum gândește politicianul acesta român? El ia odată mandatul, da? Promite ceva. Păi promite și promite... Domnule, și eu pot să promit, până mă văz în pâine. Când mă văz în pâine, mă arunc după gard. Așa că... Da, să nu te mai vadă nimeni. Așa se poate. Patru ani, așa. Stai acolo liniștit. Stau liniștit acolo după gard, nu mai mă vede nimeni. Nu mă întreabă, nu-l întreb, nu, chiar dacă mă duc să-l întreb, promite, dar nu face. Așa că așa sunt comuniștii noștri, da. Mai rău ca comuniști. Lăsăm asfaltul și mergem în câmp. Singura avere a țăranului, munca și sapa sunt pentru el și nu pentru domnii cu mapa de la capitală. Doamnă, dumneavoastră ați prins foarte multe alegeri în țara asta. Păi da. Ați fost la toate? Da. Care sunt primele alegeri anul acesta? Nu știu pe cine să mai votăm și noi. Dar când sunt alegerile locale? Nu știu, nu mai țin minte. Cele parlamentare? Nu știu nimic, mă mică, că sunt bătrân, nu mai știu. Cele prezidențiale? Nu știu. Eu cu cine votez? Pleacă ai noștri, vin ai noștri. Noi? Noi mergem tot la fel. Mergem înainte așa. Ne-am învățat să... Tăcem. De asta zic, nici nu știi dacă mai merită să votezi, că de fapt tu votezi și iese cine e programa să ieși. Bate vânt electoral pe ulițele patriei. În funcție de ce alegeți pe cine votați? În funcție de doamna primar, care ne-a ajutat mult. Pe cine să votăm? Votăm tu, păi nu știi. Eu cu cine votez? Îi votez pe toți, dar nu știu care candidează. Păi bine, murea mie și rămânea ea. Mami era acolo lângă mine când râdea copiii de mine. Te iubesc și mi-e dor de tine.
Când mama se duce, lumea copiilor se sfârșește. Au fost bani care n-am avut nici bani de pâine, să cumpărăm pâine. Deci m-am luat pâine de la magazin pe datorie, că n-am avut bani. Foarte greu. Eu spăl, eu fac mâncare, eu fac toate alea, eu. Îndoliate și prizoniere în sărăcie, două copile plâng pe umărul tatălui. Cu mami era foarte bine. Și după ce a murit mami, a fost foarte greu. I can select these types of grass because these types of grass is not with not good with this mazăre. Au venit din Nepal ca să se facă țărani de Buzău. Toată lumea cam fuge de țară, de ideea de muncă. De aceea ne-am adus și forță de muncă din afara țării. Românul nostru nu prea mai muncește în fermă. Dumneavoastră aveți pensie? Aveți pensie? Da. Cât? 12 milioane. 1200 de lei. Da. Și ce faceți cu 1200 de lei? Uite, ce ne trebuie și nouă pe acolo. Că ajunge, că n-ajunge, că medicamente, că lumină, că câte alea toate. Dar dacă ați fi avut o pensie mai mare, acum puteați să stați liniștit acasă. Nu erați la munca câmpului. Păi de, dacă nu ne dăm mai mare, de unde să ne dă? Dacă am muncit la CAP-ul. Da. Și acum, practic, dumneavoastră sunteți nevoite să munciți la cât aveți? Cât ați spus? 76. La 76 de ani trebuie să munciți în continuare. Păi muncio și eu cât poți. Dacă ce putea... faceți aici la câmp? Păi uite, cu copii ăștia, la lucenă, la astea. Pe la sapă, pe la coceni, pe la... pe unde pot să mă duc și eu. Cât ar trebui să fie pensia dumneavoastră ca să puneți furca în cui, să nu mai muciți? Dacă o mărește, ar fi bună, dar o mai mărește. Nu vezi, cu toate alea e scumpe, ce să iei mai înainte? Da. Trăim și noi așa cum putem. E bine cum avem și pasta, dacă n-aveam deloc cer. Da. O să vadă și parlamentarii reportajul acesta. Dați-le un sfat. Ce ar trebui să facă ei pentru țara asta, să ne meargă mai bine? Ce cred și ei? Ce să spunem noi? De dacă zicem ceva și ei fac tot ce știe, nu se ia după noi. Dar de ce oare? Pentru că noi îi plătim. Păi, știu eu. Și cât o să o mai țineți așa cu munca? Cât o mai putea și eu. E rost de mai bine? Nu prea mai sperăm. Noi sperăm, dar nu prea să vede, Edi. De câți ani mergeți la alegeri dumneavoastră? Sunt la 18 ani. Și câți ani aici ori aveți acum? Am 44. Mult și frumos și înainte. Mulțumesc frumos. Și de când ați fost dumneavoastră prima oară la alegeri, la 18 ani și până acum, s-a schimbat ceva cu adevărat? Aici la noi, da. S-a făcut asfalt. Care sunt primele alegeri? Nu știu ce să vă răspund. Adică alegerile locale. Ați înțeles așa cam când vin? Cele pentru primari? Ce alegeri avem anul ăsta? Exact, care sunt toate? Primari și, nu știu, președinte, cred, și mai știu. Parlamentare, europarlamentare. Toate. Acum e prima votare când o să fie. Spuneți-mi un nume de europarlamentar, pentru că trebuie să alegem și pe ei. Nu le am cu astea. Schimbăm satul, păstrăm subiectul. Suntem în Mereni, Teleorman, o comună unde timpul pare că a stat în loc. Pe uliță este liniște. Alegerile sunt ultima grijă a celor de aici. Nu le am cu politică, dar noi ne alegem primarul nostru, da, în PNL. Mai aveți de ales și președintele, europarlamentari, parlamentari? Nu ne interesează. Pe noi ne interesează primaria, primarul de aici la noi. Nici președintele? Nu! Am avut noi vreodată președinte bun? Nu am avut niciodată președinte bun. Da. Poate o să avem acum, cum ar trebui să fie? Nu cred, nu cred niciodată nu o să avem președinte bun. Nu mă duc la vot. Eu mă duc la vot numai când am votat pentru primar la noi aici în comună. Nici la europarlamentari? Nu, nu. Dar ea ce-l face acolo în Parlamentul European? Nu mă interesează. Ce filați mă da pula pe omul. Mă interesează pe mine. Uite, munca noastră, vedeți ce muncim? Nu ne face nimic, nu ne interesează pe nimic. Dacă ne vedea ăștia, nu e european, dar de noi. Ia uite mă, care e bun mediu, cu căruța și cu calul, baloți. Dar trebuie să vă implicați, trebuie să votați. Nu, pentru ce? Pentru ce ne implică? Nu ne mai interesează nimic. Deci uitați-vă ce e pe aici, ce sărăcie e pe aici, în satul ăsta. Îl lăsăm pe om să-și continue drumul și poposim în fața unui șantier.
Mai mulți bărbați lucrează de zor la acoperișul unei case. Anul electoral nu este un subiect de interes pentru ei. Mai mult pentru ei și mai puțin pentru noi. Asta a învățat românul de rând din lecția democrației, la care politicianul rămâne repetent din 4 în 4 ani. Să facă ceva pentru comună, ca primar. Și la Consiliul Județean, tot la fel, să implice, sunt drumuri care nu sunt făcute. Să fie gospodar pentru țară, să dea locuri de muncă la oameni, că uite, lumea a plecat afară. Nu mai e nimeni pe aici. De asta e gol așa satul? Păi de unde să mai fi? Mai e trei babe pe aici. Pe cine să votăm? Votăm tot pe ai noștri. Sau ce s-a întâmplat? Ce înseamnă ai noștri? Păi, care sunt ai noștri? Păi depinde de cine spuneți, de președinți, de primar, de... Exact, ce mai votăm azi, că am întrebat mai devreme pe cineva și nu știa? Eu știu, să vedem ce se mai întâmplă până la urmă. Zic așa, votăm atât președintele, primarul și ce mai votăm? Consilier de sau ce dracul le spune eu, îi dau dracu eu. Uite, votăm băiatul ăsta, te bagi la vot. Da, europarlamentarii ăștia, știți ce fac ei acolo în Parlament? Dorme pe ei, ce se facă acolo? Ce dracu face acolo? Să culcă unul peste altul, ne-a văzut, să ceartă, să omoară, ce dracu face acolo? Deci acum votați așa, cine să doarmă în Parlamentul European? Doi care dorme mai mult. Păi ai votați. Păi da. Alții pe care să votăm, nu vedeți că n-avem păcit. Cerem prea puțin aleșilor și, evident, pentru că ne simt slăbiciunile, primim și mai puțin. În funcție de ce alegeți pe cine votați? În funcție de doamna primar, care ne-a ajutat mult. Sunt două feluri de oameni. Cei care votează răul cel mai mic, aia sofisticații, și cei care votează răul cunoscut, care, deși de multe ori poate să fie chiar mai mare decât răul cel mai mic, e totuși al nostru, ne-am obișnuit cu el. Iată că sunt oameni, deci, care nu numai în alegeri au această opțiune, care e profund, profund generată de spaima de necunoscut. Opțiunea pentru răul pe care îl cunoști. Primarul în funcție, de cele mai multe ori. Sigur că poate că a furat un pic, poate că ne-a dat și nouă câte ceva. Dar, de fapt, marele lui avantaj e că nu trebuie să învățăm nimic. Și asta, de fapt, abia asta, e o spaimă care duce la alegeri proaste. Spaima de a învăța lucruri noi. Și atunci mergem cu ăla vechi, că pe ăla știm. Și cum vă dați seama cine e candidatul potrivit? Păi da, nu știu cine candidează. Păi da, eu ce să vă zic dacă nu știu? Acolo și ce găsiți pe buletin, vă hotărâți în secția de votare. Da. Nu, că vine acasă, că eu nu pot să mă duc. Sătui de politicienii care fac figurație precum niște manechine, oamenii stau și se gândesc dacă va mai ieși vreodată soarele și pe ulița lor. Dacă țara asta va avea și ea parte vreodată de lideri care să o merite, să o iubească, să o schimbe în bine. Can't escape from this sinking feeling. Trip by trip, shouldn't this be healing? Nu cred că, uite, de la început o gândește așa. Cum? Să-și aibă și el partea. Dar e cam mare partea lui în comparație cu ce lasă la ceilalți. Deci, practic, ei când vor să ajungă pe aceste poziții, o fac mai întâi pentru ei. Bineînțeles. Sigur asta. Intră săraci, ies bogați. Sărac n-a ieșit niciunul de acolo. N-are cum. Nu. Nici cei care au mai intrat la răcoare n-au rămas săraci. Dar noi, românii, ce facem? Noi, românii de rând? Noi mergem tot la fel. Cum? Mergem înainte așa. Ne-am învățat să tăcem. Păi cum? După atâtea filmări, atâtea nereguli constatate și nimic? De asta zic. Nici nu știi dacă mai merită să votezi. Că, de fapt, tu votezi și iese... Cine e programat să iasă? Până îi judecă pe ei să prescrie fapta și gata. Cam asta e diferența între românul de rând și ei care sunt puși. De fapt, noi i-am pus, dar și dacă puneam pe alții, tot acolo ești. Dar
Dar credeți că mai mari din București lasă asfaltul și vin la țară? Știu ei ce se întâmplă în România autentică, în fiecare sătuc, în fiecare comună? Cred că știu. Ei știu și promit că fac ceva, dar nu fac. Dați-le un sfat politicienilor care vor vedea acest material. Ce să facă ei pentru omul de rând? Adică pentru mine, pentru noastră, pentru colegul care filmează? Să facă ce spun. Ce spun? Păi ce spun acum, nu ce spun după. Ce promit ei acum? Oh, ce promit? Lapte și miere, că o să fie bine, o să o ducem ca Occident. Mai ceva? Da, da. Ne necăm în lapte și miere. Să vă organizați și să vă luați primăriile pe persoană fizică de la primarii care le au moștenite pe linie de partid sau pe linie de corupție locală. Deveniți cetățeni, dragilor, dacă vreți alegeri ca lumea, în care chiar să iasă cineva. Deveniți cetățeni, organizați mișcări, pierdeți timp mult, dar faceți toate lucrurile astea, pentru că democrația nu e o chestie care îți pică pară mălăiață de sus. Democrația e o chestie în care și tu trebuie să muncești la ea. Căleata aia pe care o primea omul acum 10-15 ani trebuie acum umplută cu sudoarea muncii cetățeanului care vrea să se implice în politică. Și așa o să câștige toată România. Până una alta, la noi, campania se face după modelul ca la noi, la nimeni. This is for election, yeah? Now the election for the city hall. Now everybody now. Și, slavă Domnului, nu ducem lipsă de situații de râsul plânsul. De exemplu, la Bacău, un primar mort de 11 ani figurează pe lista de candidați la primărie, iar într-o comună din Sibiu, un candidat vrea să intre în cursa electorală cu tot neamul, de la frate și mătușă, la bunică și unchi. Cu Dumnezeu înainte și cu toți aleșii, până pe 9 iunie, când trebuie să știm ce vrem și ce alegem, pe cine punem ștampila și cui îi dăm votul. Primele sunt alegerile locale și europarlamentare, urmate pe 15 și 29 septembrie de cele prezidențiale, iar pe 8 decembrie încheiem anul electoral cu parlamentarele. Iar ce vom semăna în 2024, vom culege din 2025 și în anii ce vor urma, până când vom fi iar chemați la urne. Adică să pune la pălărie frumos și stegule să ne dea. Și-a pierdut mama atunci când aveau cea mai mare nevoie de ea și încă nu au învățat să trăiască cu durerea asta imensă. E drama a două copile de 12 și 7 ani rămase în grija tatălui și el depășit de rolul de mamă pe care trebuie să o înlocuiască acum. Sărăcia a fost mereu pecetea familiei care se chinuie să supraviețuiască. Dar mai rău ca acum, parcă nu le-a fost vreodată. Iată-le povestea impresionantă. Mi-a murit mama. La mine n-a fost nici Paște, n-a fost nici Crăciun, n-a fost... Deci, greu. Să stai tu că e Paște și femeia așa de-mi vorbim. Bine, murea mie și rămânea ea. Mami era acolo lângă mine că nu dea copiii de mine. Mami, te iubesc. Și mi-e dor de tine. Când mama se duce mult prea devreme, lumea copiilor parcă se sfârșește. E drama acestor copile care de un an de zile au făcut potecă de acasă și până la cimitir, la mormântul mamei. Nimeni și nimic nu le poate alina durerea, nimeni și nimic pe lumea asta nu le mai poate aduce mama înapoi. Dar viața trebuie să meargă înainte. Asta a învățat, fără să vrea, Andreea și Dana, două surori frumoase, rămase doar în grija tatălui.
La omul sărac, toate necazurile se strâng ghem. Așa a fost și la ei. Familia Untură n-a dus-o niciodată bine. Din totdeauna au fost îngenunchiați de sărăcie. Însă, în urmă cu un an, o nenorocire și mai mare avea să-i lovească. Cu mami era foarte bine. Și după ce a murit mami, a fost foarte greu. Că... a fost greu că am murit. Ce faci când ți-e dor de mami? Mă duc la ea la cimitir. Vorbești cu ea? Da. Ce ți-ar plăcea să știi acum, de exemplu? Că sunt bine. Ce-și dorea mami pentru tine? Să învăț carte. Și te ții de promisiune? Da. Ce ți-amintești despre mami? Că mă ajuta. La ce? La teme. Dacă mami ar putea acum să te audă pe tine, ce îi spune? Ce îi vrea tu să știe despre tine? O iubesc. La trei noaptea m-am pomenit cu ea din somn. De nu știu, mă doare rău aici, mă doare rău. Și îmi vine amețeală, zice, nu mai pot scoate-o afară. Am scos-o aici afară, pe scările, la prispacilea. Și am ținut-o în brațe așa și s-a lăsat pe mine. S-a lăsat așa o dată moale pe mine. Și am luat-o și am băgat-o în macină pe canapea. Și am pus-o pe canapea acolo și am sunat salvarea. A venit salvarea, a luat-o de aici la Roșior, de la Roșior la Alexandria și de la Alexandria trimis-o la București. Și la București a venit elicopterul de la Obeja și am dus-o acolo la spital. Și de acolo nu și-a mai revenit. O așteptau cu să o pui să o opereze și când a văzut-o în ce cale nu mai... Dar ce avea? A făcut infart. Nu a fumat, nu a băut. Dacă Dumnezeu așa a vrut să rămâi singur, așa a rămas. Ce a fost în sufletul dumneavoastră? A, cine mai știe ce n-a mai fost? Pe toate. A, stăteam la spital și plângeam lângă ea la pat. A. Câți ani avea? Avea 38 de ani. Cum era viața dumneavoastră înainte? Foarte bine mă înțelegeam cu ea. 20 de femei, dacă aș găsi, n-aș mai găsi pe aia. Să le schimb. Făcea de toate și... cu vite pe acasă și cu porci și cu toate, cu toate. Muncea ea acasă, eu să ne ținem. Și am făcut și noi ce am putut, atât am putut, atât am făcut. Într-o casă mai mult decât modestă, tatăl și fiicele lui reînvață acum să trăiască fără mama, cea care a fost stâlpul familiei până mai ieri. Cum s-a transformat viața dumneavoastră de când a murit soția? Foarte greu. Foarte greu. Eu spăl, eu fac mâncare, eu fac toate alea, eu. Și nu se fac, n-am pe nimeni. Ați luat-o practic de la zero împreună cu cei mici după ce a murit soția. Da, da. Ce știați să faceți? Ce să fac? Nu știa nimic. Am pe moașa adâncă cea și zice, nu se credeai tu că faci toată viața ta mâncare, că faci tu, că speli vasele, că faci... Nu credeam tățic. Da, uite, dacă n-am încotro, trebuie să le fac. Foarte greu. Foarte greu. Eu spăl, eu fac mâncare, eu fac toate alea, eu. Și nu se fac, n-am pe nimeni. Când duci femeia la groapă și știi că rămâi cu copiii în casă, să îi crești, să-i faci, să-i speli, să le faci de toate. Și la mine n-a fost nici Paște, n-a fost nici Crăciun, n-a fost... Deci, greu, greu. Să stai tu că e Paște și femeia așa de mormânt. În urma ei, femeia a lăsat trei suflete îndurerate și debusolate. Tatăl și fetele s-au trezit peste noapte ai nimănui și fără vreo speranță că totul va fi din nou bine.
mami era acolo lângă mine când râdea copiii de mine. Mă băteau. Și mami cum te susține? Se ducea la domn. Iar după ce ea n-a mai fost? A rămas tati. Ține tati loc și de mami? Da. Cum crezi că e pentru el? Greu. Dacă tu ai avea acum o baghetă magică și ai putea să-ți împlinești o dorință? Aș împlini, o să vină mami apoi. Under this roof we gather to let you go. You brought us back together. Mami a rămas acum doar în sufletul lor și de acolo de sus are grijă de ele. Asta simt fetele care încearcă să meargă mai departe, deși le e greu, iar zilele în care n-au avut o pâine să pună pe masă și au luat pe datorie n-au fost deloc puține. Ne-am străduit așa cum am avut bani, să avem de la alocație la ajutor, de la ajutor la alocație. Cum vă spune, mai mă duc și eu pe acolo cu zoa, pe acolo mai 50 de milion, jumate, cum se zice, 150 de mii, mai 50 de lei pe dincolo și trăim așa cu ce putem. Au fost poate mâncăruri pe care vi le-au cerut copiii și nu v-ați permis să le luați? Au fost bani care n-am avut nici bani de pâine, să cumpărăm pâine. Deci v-au și-am luat pâine de la magazin pe datorie, că n-am avut bani. Ce să le fac? Ce era în sufletul de tată atunci? Mă gândeam că vine copiii de la școală și n-au ce să mănânce. Da, și zic, ce să le fac să mănânce? Chiar dacă nu mai mănânc eu, să mănânce ei. Să aibă copiii ce mânca. Au fost zile în care v-ați lăsat pe dumneavoastră, n-ați mai mâncat ca să poată mânca ei? Foarte multe zile a fost. Care am stat eu nemâncat și am mâncat ei. A fost zile grele. Dar Dumnezeu am dat și am trecut pe ele, pe toate. Din ce trăiți dumneavoastră? Am un ajutor social. Ajutorul social care este vreo 6 milioane sau cât este ajutorul. Și cu alocația la fete amândouă. Cam la cât ajunge venitul lunar? Păi și ajutorul și cu complimentarea e 9 milioane și alocația e 6 milioane. Atâta. Mai mă duc și uite, pe acolo. Vă mai duceți să lucrați cu ziua? Mai mă duc, ce să fac? Și acasă, nu pot să stai. Dar să ajunge, că e butelii, sunt două butelii care trebuie să le încarc, e curentul, e copiii la școală, nu pleacă fără 5 lei, nu are niciunul. Mai am un nepot care îl cresc de 4-5 ani de zile, nu vrea să plece la mine, să lucra taică s-o. Vrea să stea aici la mine. Mi-a zis că nu vrea să mă părăsea, să plece de aici și asta e. Tatăl încearcă din greu să umple golul lăsat de moartea mamei. Câteodată îi e imposibil și asta îl face să se simtă rău în fața copiilor. Pă fie ce zic, stă voi chin mai așa, că mai bine murea meu și rămânea ea. Ce e cel mai greu din viața dumneavoastră? Singurătatea, că știu că sunt singur. Una e când era ea, ne înțelegeam și noi altfel. Era altă treabă. Acum ce trebuie să fac? Trebuie să mă pun să fac mâncare, trebuie să fac ce-mi trebuie la copii. În cele două cămăruțe au înghesuit toată averea lor. O mobilă veche, un pat, un dulap. În casă, în camera asta, dorm copiii, aici. Aici așa dormim noi, cu ei, câte trei copii. Dormim aici. Asta am făcut, uite, am dat și eu așa cu lavabile, dar mai trebuie și asta, dar de unde e bani să facem? E bine că e și așa. Aici, în camera asta, dormeam eu cu ea aici. În camera asta l-am aici. Aici dormeam noi amândoi. S-a format soba, aveam sobă de cărămidă și Popa, e colegul cu mine, a fost cu mine în clasă, e coleg cu mine și m-a dus la ea, zic, părinte, dă-vă, zic, și mie o sobă, că-ți dau banii când pot. Și mi-a dat sobă, părintele, și-am făcut-o. Da. Ce? Evitați să intrați în această cameră în care dormeați dumneavoastră cu soția? Da, nici n-am mai dormit în ea de când am murit ea. Pe un colț de mobilă, Dana și Andreea își fac singure temele. Se ajută una pe alta, atât cât pot.
La școală învață bine, așa cum au promis mamei să o facă. Cât de greu e să stai să îți faci temele aici pe dulap? Greu. Te doare spatele? Puțin. Care este cea mai mare dorință a ta? Să am un birou. Aici am ținut hainele și cu sora mea. Aici am ținut bluzele și aici ține sora mea pantalonii și cu bluzele. Bucătăria este una improvizată, cât să încapă un dulap, un aragaz și o masă, ne arată tatăl. Am luat și eu pe ăsta, l-am cumpărat și l-am pus, că aici sus la mine e casa de paiantă, sus. Și era cu ostrețe, cum se făcea atunci, pe timpuri înainte, și avem și cădea pământul înăuntru. Și am făcut așa cu budul ăsta. Uite, m-am și eu pe asta de renovat pe aici, bucătăria asta s-o fac pentru copii. Am luat și mașina de spălat. Pe asta mi s-a format mașina de spălat după ce mi-a murit soția. Și n-am avut ce să fac. M-am cumpărat-o pe asta. Am dat 15 milioane, n-am avut bani. M-am împrumutat la alții. Până am făcut roșu, am dat. Am avut un porc, l-am vândut la Crăciun. Și am plătit mașina de spălat. Asta aici așa e, l-am făcut și eu așa cum am putut. A fost făcut, dat cu vardă ea. A fost dat cu vardă soție și i-a mai dat... Cu... De la ce sau un negripere? De la sobă. Scoate fum pe ușă pe aici, când deschid ușa să bagă în sobă, scoate fum. Și de la ea s-a negrit, de la sobă. Când vine vorba de mâncare, e și mai greu, ne spune bărbatul care abia acum învață să gătească, de dragul copiilor lui. Dar de unde m-au pus, zice, tati, vrem și noi mămăligă, urzești cu mămăligă. Păi ce să-ți facă, tata, urzești cu mămăligă? Că eu n-am făcut în viața mea mămăligă, știu eu să fac. Păi nu, zice, că te învățăm noi. Cum? Și am scrimat pe TikTok, pe ce... Aia și s-a apucat aia să ne spune cum să face urzecile, cum să alea. Le-am făcut ce era să mai fac și le-am făcut și urzeci. Hai să facem și mămăligă, dă-i. Am mai sunat, am două surori, le-am mai sunat pe ala la telefon, bă, cum fac, mă, să fac mămăligă, zic, că nu mai scap de ăștia. Zice, ia, bă, ne pune apa să încălzească, aia, zice, pui mălai și cum pui mălai, mestici în ea, zice, să nu lași așa, că se face cocoloș. Hai, mă, le-am făcut și mămăligă. Ce v-a ieșit? Am mâncat copii, ce, bă, tati, dar bune astea, orică v-am să-ți voi poftă de ele, orică, zic, dacă e bune. Nu, bă, tati, că au fost bune. Deci, da. Ați învățat odată cu ei, practic. Da. De baie în casă și de condiții minime de igienă pentru cele două fete, nici nu poate fi vorba. Cea mai mare dorință pe asta o am, cu baia. Rest încolo, ce-o vrea Dumnezeu. De fapt, baie la ăștia mici, că se spală la albie, la... Da. E dorința lor cea mai mare, ca într-o zi să aibă apă caldă la robinet, așa cum au văzut prin vecini. Și nu în lighean, așa cum au acasă. Să-mi fac cu bai. Și un birou. În casă, locul mamei este acum luat de multe ori de fetița cea mare, care, fără voia ei, s-a maturizat înainte de vreme. A înțeles că se au unul pe celălalt și numai împreună pot trece mai ușor peste tot necazul. Cu surioara ta cum te înțelegi? Bine. Se întâmplă să fii nevoită să ai grijă de ea? Da. Cum vă descurcați voi acum? Greu. Ce e cel mai greu? Când trebuie să... fac curat în casă, o spăl pe Andreas. Dacă era masa lângă ele,
Nu mai era ca acum, ia dănuțul și fă-ți baie, ia dănuțul, le făceam ăsta baie, le duceam ăsta la școală dimineața, le duceam ăsta la 12 și le lua de la școală. Acum se duce cu microbuzul la școală de aici, de la noi, că e microbuz care merge la școală. Și îi descurc dimineața aici în drum și eu după aia mă apuc de treburi, ce am pe acasă făcut. Copilele nu îndrăznesc să viseze, să spere la mai mult, deși acolo, în suflet, le-a încolțit o dorință mare. Tu ai fost vreodată plecată de aici, din comună de la voi? Nu. Dar unde ți-ar plăcea să ajungi? Ce ți-ar plăcea să vezi? Mare. N-ai fost niciodată la mare? Nu. Până când vor vedea marea, fetele fac drumul până la cimitir. Pentru ele, duminică e cea mai așteptată zi din săptămână. Atunci când aprind o lumânare la căpătâiul mamei și îi povestesc tot ce au pe suflet, rugând-o să aibă grijă de ele. Și Andreea sunt doi dintre copiii din jurul nostru care merită o soartă mai bună. Cine dorește să ajute familia Untură o poate face apelând la conturile de pe ecran. Peste 6 milioane de români plecați să lucreze în Occident, România este nevoită să umple golul cu forță de muncă adusă din Asia. Indieni, pakistanezi, nepalezi sau filipinezi își găsesc repede locul în peisajul nostru neolitic. Pe soții Binda îi găsim azi la țară, într-un sat din Buzău. Tăiesc și muncesc la ferma lui George, un tânăr care recunoaște deschis că și-a salvat cumva afacerea cu asiaticii transformați de nevoie în țărani autentici. How did you choose Romania? I think it's Romania is a European country and maybe I'll survive there maybe 4 5 6 7 years. Maybe I found my future is very bright. Toată lumea cam fuge de țară, de ideea de muncă. De aceea ne-am adus și forță de muncă din afara țării. Românul nostru nu prea mai muncește în fermă. Este o problemă care trebuie spusă, nu trebuie să ne ferim de ea. I'm happy now. My country also good. And I sad, very sad for say this. It's destroyed by politician and politics destroy my country. Așa începe povestea nepalezilor care au găsit în România țara pe care nu aveau acasă. Ceea ce trăiesc ei acum e ce am trăit noi în ultimii ani, când ne-am luat viețile într-o valiză și am plecat în lumea mare. I think it's a good country for me and it's a good chance. I come with my wife and this is the very good for me. This is my biggest dream, stay in Europe. This is my biggest dreams. Subas și Binda Darnal își trăiesc visul la Focșenei, lângă Buzău, la peste 5500 de kilometri distanță de Kathmandu. Astăzi îi găsim muncind în ferma lui George, un tânăr de numai 25 de ani, care și-a făcut din muncă un țel în viață și care a pariat pe agricultură, într-un moment în care alții ca el nici nu vor să audă.
și-a făcut un fel de arcă a lui Noe, un întreg ecosistem cu păsări de tot soiul, animale, fructe și legume crescute ecologic, unde muncește de dimineața până seara. Mă cheamă Fifere Gheorghiță, am 25 de ani, am venit în această echipă acum 6 ani. Totul a început de la ideea de a mânca ceva sănătos și ne-am achiziționat câteva capre. Ulterior, văzând că ne simțim mai bine mâncând alimente sănătoase cumpărate de la alți fermieri, am zis să ne cumpărăm și noi propriile găini, proprii iepuri. Am încercat să aducem și niște păsări mai exotice, cum avem și rațele mandarine, fazani, păuni. Am încercat să ne creăm un sistem propriu, să nu depindem de altcineva. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne cultivăm propriile furaje, porumb, grâu, lucerna, la fel pentru capre, care este esențială, ne-o cultivăm singuri, ne-o recoltăm singuri. Am încercat să nu depindem de alții. Cum vă merge? Ne merge foarte bine. Chiar dacă nu vindem noi produse foarte multe, industriale, nu facem cantități industriale, facem puțin, dar calitativ. Decât să creștem mult și prost, mai bine puțin și de calitate. Mai mult pentru consumul oamenilor de la oraș, pentru că ei, săraci, nu pot să crească găinile în balcon și automat singura lor sursă de aprovizionare este supermarketul, unde știm cu toții că nu toate produsele sunt de cea mai bună calitate. Și atunci singura lor opțiune este să vină către noi. Am intrat în boxa pentru rațe mandarine. Aici am încercat să le creăm un spațiu cât mai natural. Le-am făcut și o mică piscinuță să înoate în voia lor. Le-am pus pomișori pentru umbră, gazon, să aibă un mediu cât mai natural. Găinile japoneze fac ouă de culoare verde, fără colesterol. Momentan, scopul e doar să le înmulțească. Ulterior, când ferma va avea suficiente găini japoneze, se vor ocupa și de livrări. Aici, în următoarea boxă, avem niște găini japoneze. Sunt tot așa de frumusețe. Sunt cam rele, în principiu ele sunt cam rele, mai ales cocoșii sunt foarte agresivi, dar sunt și foarte frumoși. George nu se vede făcând altceva, mai ales că mereu și-a dorit să aibă grijă de animale, de pe urma cărora să trăiască sănătos. Avem un principiu, mai bine investim în mâncare și suntem sănătoși, decât să investim în doctori și în medicamente. Agricultura bio ține strict la sol și aer. Atât timp cât noi nu poluăm solul și aerul cu substanțe chimice, se tot aude pe aici că lumea stropește pentru a preveni anumite boli cu substanțe chimice. Există N alternative bio pentru a preveni acele probleme ale plantelor cu substanțe naturale. De exemplu, în loc să stropim pomii pentru omizi cu o substanță chimică, nu vreau să dau nume că nici nu cunosc, mai bine le facem un ceai de urzică, stropim pomii și are fix același efect ca și o substanță chimică. Pentru îngrășarea pomilor sau a plantelor, în loc să folosim azoturi care le găsim acum pe toate drumurile și toată lumea le folosesc, noi folosim gunoiul nostru pe care îl producem în fermă. De ce compost. Un compost îl ținem la maturat un an, doi, cât are nevoie și îl folosim ca îngrășământ natural. Cenușa pe care o producem aici în fermă, vă dați seama că mai facem și noi un foc, în loc să o aruncăm, o folosim ori la pomi, tot ca îngrășământ, ori la găini pentru a face, găinile fac baie în cenușă. Previn păduchii, nimic nu se aruncă, totul este un ciclu închis. Deci caprele nu mănâncă orice le dai.
Caprele sunt foarte pretențioase. Nu sunt ca oile, de exemplu. Oile mănâncă tot. Capra alege, de aceea are și laptele ăsta mai sănătos, mai bun. Iar surplusul ăsta care rămâne, în loc să-l aruncăm, îl dăm la iepuraș. Iepurașii mănâncă la fel, tot. Nu se irosește nimic. Am ajuns în sfârșit și la caprele, vedetele noastre. După cum puteți vedea, avem și un ied mai special aici. O pisicuță care se crede ied. Bănuiesc că a venit după lapte, mai mult ca sigur. Aici avem căprițele noastre dragi, cu iezișorii lor aferenți. Ce rasă? Avem aici o rasă de anglo-nubian. Mai sunt și câteva metisate printre ele. Am încercat să achiziționăm o rasă mai specială pentru a avea cel mai bun lapte. Anglo-nubianul are un lapte foarte gras, foarte sănătos. Și automat și noi ne-am achiziționat. Am încercat să aducem din străinătate. Avem foarte multe cumpărate din Germania și Cehia. Avem momentan în jur de 60 de capete de capre. Dat fiind că prețul unei astfel de capre ajunge și la 1500 de euro, investiția se ridică la o sumă cu multe zerouri. Sunt foarte scumpe, dar se merită. Automat, cât un animal este mai scump, este și mai valoros. O să avem iezi frumoși din ei, lapte mai calitativ. Aici avem un țap de anglo-nubian, rasă pură. Este adus din Cehia. El nu prea ne înțelege, dacă vorbesc cu el acum, nu prea înțelege românește. Ne cam certăm. El este mascota fermei noastre, fiind și cel mai special. Munca nu e pentru toată lumea, o spune George revoltat. Românilor nu le mai surâde nici ideea de agricultură, nici ideea de a lucra într-o fermă de animale. Așa că s-a văzut nevoit să-și aducă în ogradă asiatici cu care să-și facă treaba. Când punem un anunț de angajare, de exemplu, că vrem forță de muncă aici în fermă, cam toată lumea fuge. Sau dacă vine cineva, vine pentru câteva zile și apoi dispare. Ok, Subi, acum trebuie să îngrijim puțin verdețurile. Da. A plouat și sunt sigur că o să iasă iarba. Ok. I can select these types of grass because these types of grass is not with not good with this mazare. So I'll select them and out them. Here is everything is systematic, like put here apa with this plastic pipe and it's automatic. And we are in Nepal, we are not doing like this. Se fac 3 ani de când Subas lucrează în această fermă, împreună cu soția sa. Restul familiei, adică bunicii și copiii, au rămas în celălalt capăt al lumii.
Cu toate astea, Subas e liniștit. Aici are un loc de muncă sigur și bani cât nu visa vreodată. Așa poate asigura școala copiilor și un viitor mai bun. Yes, every month I send money to my family. And because my son need money for college, my daughter need money for school, and sometimes maybe they have a problem with health and going for a hospital, and now they are staying in capital for a rent, and every month need to pay rent. They are like hot, and they are all time inside my heart, and miss so much, and every day. Acasă, el era croitor, iar soția funcționară în biroul unui politician. Aici e altă muncă, de mulți, de hrănit animalele, de făcut curățenie în grajduri, de plivit prin grădină, câte și mai câte. Ziua le începe de vreme, la ora 6:30, cu îngrijirea animalelor și a grădinii, iar pauzele scurte sunt binevenite după prânz. El a ajuns la noi printr-o firmă de recrutare. Ne-a plăcut, nu l-am luat în teste sau a fost ceva la risc, dar suntem foarte mulțumiți de el și de soția lui. Muncesc cu o foarte bună responsabilitate. Am bază să-i spun să facă o chestie și el chiar o face și poate o face mai bine decât îmi imaginez eu că o să o facă. Sărăcia s-a ținut mereu scai de el, povestește Subas. De mic a știut ce-s neajunsurile și din totdeauna a căutat o cale să-și facă viața mai bună. What did you know about Romania before you moved here? I have lots of friends in Romania and I asked them how is Romania, what is the minimum wage in Romania, if I earn money there and it's survive me in Nepal for a future. Here is Romania, it's all person are helpful, and when I'm going in one magazine, I'll found in a street one person, he want to speak with me, and I also speak it's like salut and bună ziua, bună dimineața, like this, and I am happy for looking here for people. It's when I am coming here, one person work with me. He's like 60 and 50, like that age of this person, and in Nepal, when person are like 50, 60 years, and it's called uncle. And I'll call him uncle with Nepali language, and he say okay, it's no problem, but it's uncle's Nepali meaning is Romania, it's not good, and sorry to say here because now I know about these words, and I speak with him, hello kaka, and it's kaka means another meaning in Romania, but in Nepal it's a respectable word, but here, and this is my funniest moment.
De când au venit în România, Subas și soția sa locuiesc într-o anexă a fermei, cu un dormitor și bucătărie, mobilate și utilate, unde familia nepaleză se autogospodărește. This is my room. Come inside my room. This is my kitchen. Condiment and Nepalese food. Yes. This is special for same like chorba. Put this one two piece smelling very good. And this also from Nepal. This is special for stomach. If we eat this every day, this is called methi and juano. Here put two types of condiment. This is very good for health. This is my bedroom, and here we have television, and here in my family photo. This is my religion. It's called Rudraksha. Rudraksha, and lots of Buddhist people use another. It's called Buddha Chitta. Same like this. I think gods, Jesus, and Shiva, Buddha, Allah, all is a person thinking. If any person coming in my door and please give me some food for eat, I am hungry for a long day, and me give to him for eat, it's a religion. When I am coming for pray, it's God is same like Jesus and my Hindu's religion. And I, when I am coming for pray, I pray for Jesus, because here is not found my God. It's a photo, only photo. Not we are. I, if people are good from inside, here I have God. Please God, save us. Please God, help us. În curând, ferma va avea 3 angajați asiatici. Asta după ce Subas și soția sa, Binda, au reușit să-i programeze venirea legală în România a unuia dintre cei 2 băieți ai lor. George e recunoscător asiaticilor. Fără ei, n-ar fi reușit în afacerea asta. Până la urmă, în țară, abia mai găsești pe cineva dornic de muncă. Avem deja 6 milioane de români plecați să lucreze în Occident. În locul lor au venit peste 140.000 de indieni, nepalezi sau filipinezi. Acestea au fost subiectele. Pe ale dumneavoastră le așteptăm pe e-mail sau pe Facebook-ul emisiunii. Dacă aveți o știre pentru noi, vă așteptăm imaginile, pozele și informațiile relevante pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomania.canalde.ro. Ne găsiți și pe Instagram la astairomania.canalde. Până săptămâna viitoare, nu uitați că avem o țară, România. Bucurați-vă de ea. Toate bune! La revedere!